Dacă vorbim despre activitățile, despre situație generală, 82% din populația țării consideră că în societate există discriminare. Problema este acută. Unul dintre trei a menționat că s-a confruntat cu discriminarea. Unul din cinci a simțit discriminat în ultimul an. E 20%. Unul din trei a fost martor la un caz de discriminare. Problema există, problema persistă și ideea acestei campanii de a comunica că legea 121 nu se referă doar la un grup sau doar la o minoritate, dar se referă la toți, absolut la toți, și vizează în diferite circumstanțele aproape pe fiecare om, nu zic cetățean, pe fiecare om care se află pe teritoriul Republicii Moldova, încă vorbim și de discriminarea a străinilor, de discriminarea a refugiaților, de discriminarea apatrizelor. Fiecare om care se află pe teritoriul Republicii Moldova poate fi, sau uneori și este, în anumite circunstanțe, victima discriminării. Legea 121 este pentru absolut pentru toți și asta este mesajul principal acestei conferințe de presă.